Bună ziua! În primul rând vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la o videoconferință comună. E prima conferință de presă comună organizată împreună cu Serviciul pentru Imigrare al Județului Galați. Tema conferinței din partea Centrului Regional ar fi realizări pe de o parte la nivelul centrului și rezultatele obținute de polițiști din cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din Galați în primele 10 luni ale acestui an. În privința realizărilor, aș vrea să vă prezint câteva date. În cursul acestui an a fost finalizat un proiect de extinderea capacității de cazare a solicitanților de azil, dar și de îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru polițiștii centrului prin realizarea unor clădiri pe structură metalică, clădiri în care una dintre ele ne aflăm acum. Acest proiect, cum vă spuneam, a urmărit atât îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru polițiștii din cadrul structurii, dar și construirea a spației de cazare. Au fost construite 3 clădiri noi cu o capacitate de 300 de locuri pentru cazarea solicitanților de azil. Cumva, corpurile de clădire nou construite sunt structurate pe 2 niveluri. Sunt grupuri de clădiri, câte 100 de locuri fiecare grup de clădire, cu facilități pentru pregătirea hranei, mă refer la bucătării, în fiecare grup de clădire există câte 4 bucătării, dotate complet, de la plite, frigidere, mașini de spălat, toate condițiile pentru prepararea și servirea hranei. Pe lângă aceste facilități, în cadrul acestor clădiri, există zone construite special pentru persoanele cu dizabilități. Sunt zone de cazare cu băi proprii și cu paturi, condiții adaptate acestor persoane. În afară de aceste facilități pentru solicitanții de azil, în cadrul acestui proiect au fost construite și alte clădiri, pe lângă cea de birouri în care ne aflăm, o clădire destinată organizațiilor non-guvernamentale cu care noi colaborăm constant și care desfășoară activități în cadrul centrului nostru, sunt prezente în cadrul centrului nostru, vor avea o clădire separată, unde vor asigura serviciile de asistență specifică fiecărei organizații către străinii cazați, fie beneficiari, fie solicitanți. Dar mai avem o clădire extrem de importantă pentru noi, este un izolator medical, la fel unde pot fi cazați străinii separat, în paturi separate, cu acces separat în camere. Izolatorul medical, v-am spus că este extrem de important, el are rolul de a separa persoanele cu suspiciuni, da? de boli infectocontagioase, care ar putea fi un risc pentru celelalte persoane. Și în felul ăsta beneficiem și de această facilitate de cazare total în clădiri separate. Cumva această investiție a contribuit atât la îmbunătățirea condițiilor de recepție de cazare a străinilor, cât și la consolidarea sistemului național de azil, fiind prima investiție de acest gen la nivel de centre de azil. Suntem primul centru care ne-am crescut capacitatea în acest fel și suntem mândri de asta. Pe partea de condiții de recepție, pe partea de realizări, dacă doriți să discutăm acum anumite detalii sau doriți să trec și la... capacitatea. A fost un aflux mai mare de... Este adevărat că în perioada trecută ne-am confruntat și sistemul de azil la nivel național s-a confruntat cu o creștere și cu am atins limita capacității de cazare atât la nivelul centrului, fiind perioade, vârfuri, în care într-adevăr capacitatea noastră de cazare a ajuns la maxim și poate puțin peste. Începând cu 2017, cu valul din 2017, până în acest an, numărul cererilor de azil a crescut constant. Și atunci am încercat să ne adaptăm și noi numărul locurilor de cazare. Cât era înainte și cât e acum?
Înainte aveam 200 de locuri de cazare la nivelul centrului, iar acum avem undeva aproape de 600 de locuri. Și aveți și suficiente cereri acum, în ultima perioadă? Sau? În ultima perioadă, într-adevăr, numărul cererilor s-a redus semnificativ. Sunt, o să vă prezint rezultatele imediat, sunt la nivel de câteva sute. Câte persoane aveți în momentul de față în cer? Sunt câteva zeci de persoane, undeva 40, 30, 40 de persoane cazate. Numărul fluctuează de la o zi la alta. Sunt cereri noi sau persoane evacuate. Dar câteva zeci constant în centru. Cam ce naționalități au? Avem, deși sunt puține persoane cazate, să știți că avem o varietate de naționalități. De la Siria, Irak, Afganistan, naționalități clasice, să spunem așa, Somalia, Yemen, Sudan, am spus, vă gândeam la ceva atipic, cred că le-am notat aici, să vedem ce naționalități, El Salvador, Guinea, câte puțin din fiecare. Ucraina. Și Ucraina. Dar la fel, numărul este redus pentru fiecare naționalitate, să știți. E vorba de câțiva. Referitor la rezultate, dacă permite să prezint și cifrele. Ce este important și de menționat? Competența noastră teritorială este pe 7 județe. Nu ne raportăm la cereri de azil doar din județul Galați. Avem competență regională din Bacău, Vaslui, Vrancea, până în Constanța-Tulcea. Și atunci cererile de azil procesate provin și din aceste județe, dinspre Constanța în special sau dinspre Brăila, poate unde sunt comunități mai mari. În primele 10 luni ale acestui an au fost 221 de cereri de azil. Au fost procesate cererile acestora. Dintre ei, 147 au fost cazați în centru. Restul pot locui, dacă au condiții materiale, pot locui în afara centrului. De asemenea, 89 de beneficiari ai unei forme de protecție în aceeași perioadă au fost cazați în centru. Au primit asistență din partea noastră, în mod direct. Referitor la protecția temporară, pentru că centrul este competent și în înregistrarea și eliberarea permiselor de ședere pentru beneficiarii protecției temporare, pentru cetățenii ucraineni sau proveniți din Ucraina, în primele 10 luni au fost eliberate aproximativ 1600 de permise pentru beneficiarii protecției temporare. Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de protecție depuse de solicitanții de azil, au fost transmise 11 astfel de cereri către alte state, unde există posibilitatea ca există anumite date și elemente care indică posibilitatea ca alt stat membru al Uniunii Europene să fie responsabil cu analizarea cererii străinului. În afară de acestea, asigurarea accesului la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient și în conformitate cu standardele legale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurare a solidarității între statele membre, da, în cazul unor afluxuri, unor cifre mari, rămân acțiunile noastre prioritare pentru perioada următoare. Spus că ați avut în ultimele 10 luni circa 200 de cereri de azil, da? Da. Față de perioada similară a anului trecut, care e diferența? În plus, în minus? Scăderea este într-adevăr semnificativă pentru că anul trecut, în tot anul, am avut 1234 de cereri de azil. Iar în primele 10 luni avem într-adevăr puțin peste 200. Scăderea este semnificativă. A putea fi o cauză? Nu există o cauză directă. Cu siguranță ar fi un cumul de cauze, probabil. Ați putea să ne explicați? Este posibil ca rutele migratorii să se fi schimbat. Da. Este posibil să nu mai existe interes de a ajunge în România în diferite motive. Și atunci ocolesc România. Vezi sau locale mai scurtă sau exact, exact, da. Ocolesc România. Sau
cei care ajung în mod legal în România cu un anumit scop, păstrează acel scop, mă refer poate la scop de muncă, poate studii, rămân, nu mai caută o altă modalitate de a-și reglementa șederea sau nu mai au nevoie de protecția statului român. Spuneați că s-a extins capacitatea de cazare. Vă rog să ne spuneți și legat de personal, cam care e situația. Aveți personal suficient pentru atâta capacitate de cazare în momentul de față, dacă ar fi să... În momentul de față, într-adevăr, personalul este dimensionat la o capacitate de 200-250 de locuri de cazare. Ne dorim, noi am făcut propuneri și sperăm să găsim sprijinul, să suplimentăm personalul, pentru că este într-adevăr nevoie, la o capacitate de aproape 600 de locuri, e nevoie de mult mai mult personal față de cum avem în prezent. Cât ar înseamna? Dublu? Poate nu dublu, dar din estimările noastre, undeva cel puțin 40 de funcții, majoritatea pe linie de suport, de suport administrativ, dar și pe partea operativă. Și în momentul de față, câte persoane angajate sunt? În momentul de față sunt aproximativ 55 de colegi angajați. 55 de funcții ocupate. Construcția a fost cu fonduri guvernamentale, fonduri europene? Construcția, proiectul acesta a fost implementat cu banii europeni prin fondul Azil, Migrație și Integrare, gestionat la nivel de Inspectorat General. Parte din bani sunt europeni și cu o contribuție din partea Guvernului României. Bună ziua și eu vă mulțumesc în numele structurii pe care o conduc pentru faptul că ați dat curs acestei invitații. Numele meu este Mircea Angelescu, sunt comisar șef de poliție. În prezent împuternicit să exercit atribuțiile funcției vacante de șef serviciu în cadrul Serviciului pentru Imigrare al Județului Galați, structură subordonată Direcției Imigrație din Inspectoratul General pentru Imigrări. Mă aflu în perioada de prelungire a împuternicirii. Am fost împuternicit în luna mai, pentru o perioadă de 6 luni. În luna noiembrie, această împuternicire a fost prelungită până în mai anul viitor, 2025. Fac precizarea că am dat curs solicitării Inspectoratului General de a ajuta această structură, întrucât numărul lucrătorilor era unul foarte redus, volumul de muncă foarte mare și a fost nevoie de suport. Între timp lucrurile s-au mai ameliorat. Am primit și un agent de poliție din promoția aprilie 2024. A fost mutat în cadrul structurii noastre și o colegă de la Direcția pentru Imigrare a Municipiului București. Și cu actualul personal încercăm să gestionăm cele două linii de muncă pe care le avem, două linii mari de muncă. E vorba de reglementarea șederii cetățenilor UE, Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană și combaterea șederii și muncii ilegale a străinilor. Eu am pregătit un material cu rezultatele pe care le-am înregistrat în cele 10 luni care au trecut din acest an. Dacă ați putea să ne spuneți și comparativ, când spuneți de o situație aproximativ. Aproximativ, înregistrăm creșteri în domeniul emiterii permiselor de ședere. Noi eliberăm avize de angajare în muncă. În prezent avem un contingent de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă. E vorba de lucrători străini de 100.000, un contingent care se menține de 3 ani de zile. A crescut din 2017 în mod constant și accelerat, aș putea spune. Au fost inițial 5.000, 25.000, 50.000, 100.000. Nu, la nivel național. Nu am putea face față la nivelul județului. Nu. Bun. În cele 10 luni am emis 1.504 permise de ședere pentru diferite scopuri. Aici ne referim la angajare în muncă, studii,
reîntregirea familiei și alte scopuri. Am emis 996 de avize de angajare în muncă și 23 de străini au fost depistați în situații ilegale, încălcând prevederile legale în vigoare. În ceea ce privește dreptul de ședere sau de rezidență pe teritoriul României, în perioada analizată, am asigurat managementul șederii și rezidenței pentru 1635 de persoane, dintre care 1504 străini din state terțe, cei mai mulți provenind din Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam și India. În privința cetățenilor europeni, am eliberat documente pentru 131 de cetățeni, majoritatea fiind din Italia, din Bulgaria, Polonia, Germania și Olanda. Principalele scopuri pentru care străinii și-au stabilit reședința pe teritoriul României sunt angajare în muncă, așa cum vă spuneam, reprezintă o consecință a eliberării acestor avize de angajare. Mulți sunt în România de 3, 4, 5, chiar 6 ani. Ca o noutate, în momentul de față, atunci când unui străin i-a fost încheiat contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată, nu mai eliberăm acele permise unice doar pentru un an. Putem să le, adică le eliberăm pentru 2 ani, un lucru în avantajul străinului și al nostru, pentru că ne degrevează de muncă. Bun, principalele scopuri, am spus, angajarea, muncă, studiile. Studiile, să știți că se mențin, numărul permiselor de ședere în scop de studii se menține undeva la un nivel constant, până în 200, am avut și anul acesta și în anii anteriori, dar nu s-a încheiat nici perioada de înscriere la universități. Uneori scrisurile de acceptare la studii sunt obținute mai greu și atunci primim cereri și soluționăm cereri pentru prelungirea dreptului de ședere în scop de studii și în primele luni ale anului următor. Nu știu, am spus că s-au emis circa 1500 de permise de la nivelul județului Galați. Ați putea să ne spuneți pentru ce state cel mai mult și dacă vorbim de muncitori de Sri Lanka sau de alte zone? Și dacă sunt mai mulți ca anul trecut? Da, sunt mai mulți ca anul trecut și este normal să fie așa, pentru că noi permanent emitem aceste avize de angajare în baza cărora străinii merg la reprezentanțele diplomatice ale României din străinătate, din țara de rezidență și solicită vize pentru angajare în muncă. Intrând în România, trebuie să le reglementăm dreptul de ședere. Pe lângă cei nou admiși, îi avem și pe cei care deja sunt în România și muncesc și cărora le expiră documentele. Deci, tot timpul acest număr a fost în creștere. Cam, dacă ar fi să luăm aproximativ, față de anul trecut și anul acesta, pe 10 luni, cam care ar fi creșterea? Deci acum avem circa 1500. Creșterea deci, e undeva la 300 de permise în plus. 300 de permise. Da, cam așa. Și ce țări? Majoritatea sunt din Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, India și Vietnam. Și în general vin pentru zona de construcții sau și alte zone? Avem foarte mulți, într-adevăr, în domeniul construcțiilor. Avem și în domeniul Horeca. Da? Ne confruntăm cu o criză a forței de muncă în majoritatea domeniilor. Dar, într-adevăr, majoritatea sunt muncitori necalificați în domeniul construcțiilor. Cei mai mulți. Și am mai avea reîntregirea familiei. Aici discutăm atât de cetățeni străini căsătoriți cu cetățeni români, cât și cetățenii străini căsătoriți tot cu cetățeni străini. Da? O parte dintre cei care vin în România și muncesc, dintre străini, își aduc și familiile. Nu sunt foarte mulți, însă se pare că au găsit în România un mediu stabil, un mediu bun, își aduc familiile, au început să solicite chiar și drept de ședere pe termen lung pe teritoriul României. Asta înseamnă că muncesc în România de cel puțin 5 ani de zile. Există acest fenomen identificat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, inspectorii găsind astfel de persoane din state non-UE care lucrează la negru, la diverse firme. Cum, prin ce
fenomen, mecanism, ajung ei să rămână și să muncitori acolo și la negru. Pentru că e clar că nu sunt angajați la târgul locurilor de muncă. Ei știu unde să vină acolo. Au lucrat înainte, le-a expirat permisul de ședere. Ce se întâmplă? Sunt mai multe situații. Multe dintre acestea au ca principală cauză necunoașterea legislației. Mulți angajatori, văzând că străinul respectiv este în posesia unui permis de ședere temporară în scop de angajare, aflat în perioada de valabilitate, consideră că sunt îndeplinite condițiile legale și îi angajează, neștiind că un străin, pentru a putea munci pe teritoriul României, are nevoie de acel aviz de angajare. Există și excepții. O situație ar fi reprezentată de cetățenii străini căsătoriți cu cetățeni români. Aceștia nu au nevoie de acel aviz de angajare. Mai sunt și străinii tolerați, străinii care au obținut o formă de protecție pe teritoriul statului român. Aceștia ar avea nevoie doar de contract individual de muncă și angajatorii au obligația de a ne anunța că au încadrat în muncă un străin pentru care nu este obligatorie obținerea avizului de angajare. Acele controle, multe dintre controlele în urma cărora au fost depistați străini cu muncind la negru, au fost efectuate împreună cu noi. Noi cu ITM-ul și noi avem competențe pentru sancționarea faptelor de încălcare al Ordonanței 25 din 2014, privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României. Am avut situații anul acesta, un exemplu la o societate a concediat câțiva muncitori străini, după care i-a reangajat, după ce le încetase dreptul de ședere stabilit prin permisul de ședere și fără a obține un nou aviz de angajare pentru străini în cauză. Sancțiunile sunt importante. Pentru primirea la muncă fără aviz de angajare, indiferent dacă are sau nu contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, sancțiunea este de amendă de la 10 la 20 de mii de lei pentru fiecare dintre străinii depistați într-o asemenea situație. În plus, societatea comercială respectivă nu mai poate aduce străini timp de 6 luni de zile, mai pot fi luate și alte măsuri. Iar străinii, dacă au încălcat reglementările privind angajarea în muncă, pot fi returnați în țara de origine. Deci asta ar fi principala cauză, necunoașterea legislației. Puține situații în care au știut, dar nu au făcut. Ideea este că legislația actuală, Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 194 din 2002, privind regimul străinilor în România, la articolul 56, alineatul 9, prevede faptul că în situația în care raporturile de muncă ale unui străin încetează înainte de expirarea perioadei de valabilitate a permisului unic, a permisului de muncă, dreptul de ședere al respectivului străin rămâne valabil pe toată perioada pentru care a fost eliberat acel permis, dar nu mai mult de 90 de zile de la data înregistrării, încetării raporturilor de muncă, sau nu mai mult de perioada în care beneficiază de șomaj. Dar situațiile în care ar beneficia de șomaj sunt foarte, foarte rare. Eu, sincer, nu am întâlnit. La expirarea celor 90 de zile, dacă nu și-a găsit un alt angajator, acel permis de ședere încetează. Dreptul lui de ședere pe teritoriul României încetează și de aici sunt aceste probleme. Acest străin sunt primiși înapoi în țările lor, dacă sunt găsiți în astfel de situații? Da. Am avut situații și în această lună. Da, pentru... acum depinde... Noi am avut situația străinilor cărora le-a încetat dreptul de ședere la expirarea celor 90 de zile. Au intrat în ședere ilegală și atunci, în funcție de durata șederii ilegale, stabilim și ce trebuie întreprins în privința lor. Dacă, eu știu, perioada de ședere ilegală este mai mare de 90 de zile, instituim și interdicție de intrare în România în funcție de durata șederii ilegale, și le emitem niște documente numite decizii de returnare de pe teritoriul statului român,
care le dă posibilitatea să execute voluntar obligația de returnare. Dacă nu o execută în termenul stabilit, atunci vor fi îndepărtați sub escortă de pe teritoriul statului român.